Bună ziua! Astăzi aș dori să vă aduc la zi informațiile exacte din sistemul de învățământ, în special în contextul pandemiei cu care ne combatem. În contextul subiectului voi prezenta informații despre evoluția situației epidemiologice în instituțiile de învățământ general, în instituțiile de învățământ profesional-tehnic și în universități. Cel de-al doilea subiect va fi menținerea comportamentelor responsabile și al treilea, provocările învățării mixte, echipamente și sprijin metodic. Actualizarea este importantă în contextul monitorizării noastre zilnice a activității grădiniților, școlilor, instituțiilor profesional-tehnice și universităților timp de 6 săptămâni de la începutul anului de studii. Înainte de a prezenta datele, aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri din experiența începerii școlilor în contextul COVID, dar și câteva concluzii generale. Este evident și că atunci când respectăm regulile, minimizăm riscurile, constatăm că numărul de cazuri crește aproximativ într-un ritm similar cu cel din societate. Școala așadar nu este sursa de bază de răspândire a virusului. Consecința este că avem obligația să ținem școlile deschise cât timp acest lucru este rezonabil. Datele de pe teren ne arată că elevii copiii sunt în siguranță în școli și în grădinițe. Măsuri restrictive trebuie luate acolo unde nu există altă soluție și trebuie foarte bine analizate. Sigur, unde din nefericire apar cazuri de boală în școală și nu există alternativă, aceste școli vor apela la modelul 6, învățarea online. Stimați concetățeni, mersul la școală înseamnă mai mult decât mersul într-un loc unde înveți lucruri noi. Pentru mulți copii, școlile asigură de asemenea acces la alimentație. Școala asigură oportunități de a socializa și a reduce timpul petrecut în fața ecranelor, de a interacționa cu alții și de a construi relații. Școlile reprezintă locurile în care profesorii implicați pot identifica și trata din timp problemele care apar în lipsa unei familii funcționale sau cu părinți absenți, probleme de sănătate, probleme comportamentale și altele, oferind astfel la o etapă timpurie sprijinul necesar copiilor. Situația în pandemie nu este simplă, dar acțiunile pe care le întreprindem ne confirmă că direcția este una corectă. Întrucât multe țări se află într-o asemenea situație, se întreprind eforturi de soluționare a efectelor negative de COVID-19, învățăm unii de la alții, iar Ministerul face tot ce e posibil pentru a sprijini adoptarea și adaptarea celor mai bune practici în contextul local, revizuirea politicilor, standardelor, abordărilor, convingerilor și priorităților pentru a asigura existența reglementărilor necesare, pentru a face față unui astfel de situație și pentru a veni crizele similare ulterior. Evoluția situației epidemiologice în instituțiile de învățământ. Ministerul monitorizează dinamica modelilor de funcționare a instituțiilor de învățământ general la nivel național, aceasta fiind influențată de evoluția situații epidemiologice în fiecare raion în parte. Conform hotărârii numărul 31 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în data de 24 septembrie, școlile și-au reconfigurat modelele de învățare, ținând cont de distanța față de ceilalți, s-a redus de la 1,35 metri la 1 metru. Așadar, la data de 13 octombrie, conform modelului numărul 1, activează 964 de școli, modelul 2, 52, modelul 3, 4, modelul 4, 8, modelul 5, 7, modelul 7, 193. Astfel, la modelul 1, tradițional față-înfață, au aderat încă 164 de școli, astfel, astăzi 964 de școli lucrează în mod obișnuit. Modelul 7, hibrid, în urma acestei reconfigurări, a fost selectat de 193 de școli, ceea ce reprezintă un număr mai mic cu 121 de școli față de 1 septembrie. Prin urmare, astăzi, 13 octombrie, în conformitate cu datele transmise de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, inclusiv ale municipiului Chișinău, se înregistrează următoarea situație. Instituții de învățământ general publice și private. Din numărul total de instituții de învățământ general publice și private, 1240, instituții care activează la distanță din cauza carantină, 19, clase care activează la distanță din cauza carantinei, 301,
Elevi confirmați pozitiv 284, elevi în autoizolare 7186, cadre didactice confirmate pozitiv 373, cadre didactice în autoizolare 373, personal didactic și auxiliar confirmat pozitiv 72, personal nedidactic și auxiliar în autoizolare 77. În instituțiile de educație timpurie, publice și private, numărul total 1398. Numărul de instituții pentru care fondatorul a luat decizia de a le redeschide, 1096. Instituții închise în carantină, 6. Grupe în carantină, 18. Copii confirmați pozitiv, 4. Copii în autoizolare, 453. Cadre didactice confirmate pozitiv, 67. Cadre didactice în autoizolare, 107. Personal nedidactic și auxiliar confirmat pozitiv, 37. Personal nedidactic și auxiliar în autoizolare, 92. Vreau să menționez aici că numărul școlilor care s-au aflat în carantină pe parcursul perioadei 1 septembrie până la 9 octombrie a fost stabil între 9-14 școli, având o evoluție în creștere în ultimele zile până la cifra care a fost anunțată în rândurile de mai sus. Cu referire la instituțiile profesional-tehnice, numărul total de instituții de învățământ general publice și private, 91. Instituții care activează la distanță din cauza carantinei, 2. Clase care activează la distanță din cauza carantinei, 2. Elevi confirmați pozitiv, 52. Grupe de elevi în autoizolare, 35. Personal nedidactic și auxiliar confirmat pozitiv, 20. Cu referire la învățământul superior, în perioada 5-9 octombrie, în sistemul mixt au funcționat 17 universități, 7 universități au funcționat doar în sistemul online. Peste 11.000 de studenți au fost implicați în activități față în față, din circa 56.000 de studenți, inclusiv studenții cu frecvență redusă. În săptămâna precedentă, 28 septembrie, 2 octombrie, confirmați pozitiv, sunt 39 de studenți, 18 cadre didactice și 10 cadre auxiliare. În autoizolare se află 121 de studenți, 17 de cadre didactice și 27 cadre auxiliare. Comparativ cu săptămâna precedentă, 28 septembrie, 4 octombrie, în sistemul mixt au funcționat 15 universități, 9 universități au funcționat doar în sistem online, aproximativ 10.000 de studenți au fost implicați în activități față în față, din circa 54.000 de studenți. În săptămâna menționată, confirmați pozitiv, 57 de studenți, 32 de cadre didactice și 14 cadre auxiliare, în autoizolare fiind 127 de studenți, 21 de cadre didactice și 15 cadre auxiliare. Dragi elevi, cadre didactice, manageri. Este important să menținem comportamente responsabile. Acesta este motivul pentru care îmi reînnoiesc apelul la precauție nu doar în interiorul, dar și în special în afara școlii. Principalele riscuri pe care le avem cu toții sunt transmiterea COVID-19 în rândurile elevilor și în speță ale cadrelor didactice, stigmatizarea, condamnarea, blamarea și discriminarea elevilor și angajaților infectați. Părinții și elevii s-ar putea să nu aibă încredere în siguranța instituțiilor educaționale, capacități scăzute ale instituțiilor medico-sanitare de a monitoriza școlile. Dragi elevi și cadre didactice, pentru a minimaliza aceste riscuri, vă rugăm în continuare și vă repetare fiecare dată să aerisiți încăpierile, să organizați curățenia și să dezinfectați conform cerințelor. Să spălați cât mai frecvent mâinile și după caz să utilizați cu atenție dezinfectanții. Să purtați măștile conform cerințelor, să evitați și în continuare aglomerările atât în școală, în curtea școlii, dar și intrarea în școală, păstrarea distanței fizice, continuarea triajului matinal și aveți grijă de măsurile privind transportul în comun al elevilor la și de la instituția de învățământ. Vă rugăm să fiți consecvenți și în siguranța operațiunilor școlare. Etapizarea venirii la școală, a plecării, a timpului de joc, a timpului de petrecut în aer liber, a prânzului. Circularea între diferite părți ale școlii, sisteme cu sens unic, deplasarea cadrelor didactice și a elevilor. Respectați condițiile generale pentru părinți privind aducerea și luarea copiilor de la școală și grădiniță. Atenție la pregătirea și distribuirea alimentației în școli și grădinițe. Fiți prudenți la felul cum au loc activitățile de sport, recreiere și activități în grup. Repet, măsurile de precauție continuă și devin mult mai stricte. Totodată, continuați să analizați necesitățile elevilor și angajaților care sunt vulnerabili din punct de vedere clinic
și ale celor care necesită protecție. Continuați managementul și izolarea cazurilor elevilor și angajaților care manifestă simptome. Mențineți contactul verbal și emoțional cu elevii și angajații izolați și infectați cu COVID-19 și încurajați-i reciproc. Gestionați absenteismul elevilor, al studenților și a angajaților din cauza unor probleme de sănătate. Asigurați întoarcerea la școală în siguranță elevilor și angajaților care au fost infectați cu COVID-19. Mențineți bunele practici. Ca să reușim recuperarea din situația în care ne aflăm, vă rugăm să consolidați participarea părinților la procesele de modelare a învățării în contexte de carantină sau contexte în care infrastructura școlară nu permite aflarea concomitentă a unui număr mai mare de copii, elevi, studenți. Implicați pedagogic elevii și studenții în diseminarea mesajelor cu privire la sănătate. Suntem convinși că școala este un loc mai sigur și mai protejat decât ceilalți. Deoarece la școală există reguli precise pe care elevii urmează să le respecte în mod ordonat datorită angajamentului personalului școlii. Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de modele și implicit schimbarea acestora în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către centrele de sănătate publică și ANSP, de infrastructură și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ. Întotdeauna a fost necesar să vorbim elevilor despre securitatea vieții. O facem zilnic în discuția elevilor cu dirigintele la orele de dezvoltare personală, dar aici rugăm în mod special și implicarea familiilor. În contextul unor cazuri ieșite din comun în ultima perioadă, rugăm managerii, părinții să vorbească cu elevii, copiii, despre aflarea în siguranță în școli și în special despre daunele utilizării diferitelor substanțe toxice și despre impactul nefast al acestora. Cu referire la echipamente, aș fi vrut să continu tema care a fost abordată la briefingul precedent, unde am anunțat despre situația în sistemul educațional vis-a-vis de dotare cu tehnică de calcul. Rezultatele la acel moment a campaniei Donează un laptop pentru educație, a aportului autorităților publice locale în ceea ce privește procurarea echipamentelor. Vremurile pe care le trăim sunt vremuri cu multe provocări. Acum nu mai punem problema alegerii între învățământul tradițional și cel mediat echipamente tehnice și de internet. Digitalizarea educației mereu a fost un deziderat al Ministerului, acum este o necesitate strigentă. La acest briefing, după cum am menționat, vă anunțăm despre continuarea procurării tehnicii de calcul și o să vă informăm, la moment au avut loc licitații de laptopuri, la toate procedurile au fost anunțate procurarea acestora cu aceleași caracteristici tehnice. Deci, din sursele identificate pentru procurarea tehnicii de calcul la bugetul de stat, au fost alocate, după câte știți, 20 de milioane de lei, 2500 de laptopuri au fost procurate cu o sumă în valoare de 14.928.000 de lei, prețul unei unități 5.971 de lei, situația la zi până la 20 octombrie. Tehnica de calcul urmează să ajungă în Republica Moldova, după care urmează repartizarea acesteia în raioane. Ca urmare a licitației din aceste 20 milioane care au fost alocate de Guvernul Republicii Moldova, au rămas economii, astfel încât a fost posibilă anunțarea unei alte licitații pentru 680 de laptopuri. Situația la zi, am avut un singur ofertant, se examinează oferta, iar în cazul în care oferta este făcută conform cerințelor, săptămâna viitoare putea fi semnat contractul. În acest caz, de asemenea, până la sfârșitul anului, trebuie să fie livrată tehnica de calcul. Licitație în baza procedurilor băncii mondiale. La 20 august a fost lansată licitația internațională privind procurarea a 11.500 de laptopuri. Semnarea contractului, au fost desfășurate procedurile legale pentru semnarea acestora și se estimează semnarea contractului pentru sfârșitul acestei săptămâni. Suma totală este de 3.351.330 dolari SUA, prețul unei unități 291 dolari 42 cenți. Situația la zi, câștigătorul licitației a fost aprobat de către
Banca Mondială, acum desfășurăm procedurile legale pentru semnarea contractului, se estimează pentru sfârșitul acestei săptămâni, astfel ca până la sfârșitul acestui an, tehnica de calcul să ajungă în școlile din Republica Moldova. Vreau de asemenea să vă informez că Ministerul va continua aceste eforturi și pentru anul viitor de studii. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a inițiat discuțiile cu Banca Mondială privind finanțarea adițională în cadrul proiectului PRIM, în sumă de 9,38 milioane dolari, începând cu anul 2020. În prealabil am primit acordul de principiu din partea partenerilor de dezvoltare. Urmează să trecem pas cu pas procedurile conform discuțiilor și anume. Solicitarea argumentată din partea Ministerului Finanțelor, acceptul Băncii Mondiale, negocieri propriu-zise și semnarea cu ratificarea ulterioară în Parlament a împrumutului. Din valoarea totală de 9,38 milioane de dolari, 5 milioane de dolari va fi destinat suprimirii școlilor cu calculatoare. De asemenea, în continuare, vom continua să investim în formările profesorilor în ceea ce privește abilitățile digitale. Despre provocările învățărilor mixte, sprijin metodic. Așa cum toți cunoaștem, în anul de studii 2020-2021 abordăm procesul educațional din perspectiva celor 7 modele care au răspuns necesităților la zi și care au ținut cont de specificul școlii, cazurile particulare, infrastructura școlară și alte elemente. Învățarea la distanță, inclusiv online, repetăm, este o soluție a problemei în care școala ar putea fi o sursă de răspândire a infecției, soluție pentru a stabili carantină la nivelul unor clase sau școli. Astfel, metodele de predare devin altele, în special când vorbim despre învățământul mixt, adică cel predat în mod tradițional și cu elemente de învățare la distanță, inclusiv online. Astăzi voi semna ordinul cu privire la aprobarea reperilor metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte, în contextul epidemiologic de COVID-19 pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Documentul de tip reglător va fi plasat pe site-ul Ministerului și are scopul de a reglementa acțiunile manageriale și didactice privind implementarea învățării mixte ca răspuns la necesitatea depășirii riscului de răspândire a virusului. Este un document mult așteptat de manageri și de profesori și vreau să mulțumesc pe această cale colegilor minister și întregii echipe care a participat la elaborarea acestora. Prin acest document vom sprijini în continuare dezvoltarea competențelor cadrelor didactice la capitolul metodic. Ori este esențial să asigurăm starea de bine în comunitățile de învățare în toate condițiile, inclusiv în învățarea mixtă, adică o parte din elevi care învață în mod tradițional și o parte de elevi care accesează platforme de învățare. Este loc de mai bine, de aceea ne dorim valorizarea tehnologiilor digitale în contextele provocărilor globale care au afectat educația. Viziunea noastră pe termen lung, ne gândim deja la anul viitor de studii, lecțiile acestui an de studii ale pandemiei trebuie să învățate. Suntem în 1 octombrie, ori viziunea noastră pe termen lung este să readucem la școală la un model cât mai apropiat de calitate și eficiență. Ne dorim școala în regim normal cât mai curând, pentru aceasta Ministerul Educației, Culturii și Cercetării analizează aspectele privind optimizarea, actualizarea rețelei de clasă și instituții la nivelul municipiu raion, prognoze pentru anul 2021. La începutul anului curent, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a evaluat rețeaua instituțiilor de învățământ, inclusiv rețeaua de clasă pe instituție, prezentate de organele locale de specialitate din domeniul învățământului, luând în considerație impactul complex asupra elevilor, cadrelor didactice, localităților, în scopul realizării unui învățământ de calitate în condițiile situației epidemiologice actuale de COVID-19. S-a constatat că spațiile edificiilor educaționale sunt insuficiente pentru a cuprinde toți elevii simultan în procesul de instruire cu prezență fizică. O altă concluzie, s-a apelat la diferite modele de organizare a procesului educațional și în situația pandemică actuală s-au identificat unele noi probleme care necesită remanieri la aprobarea rețelei de clasă la nivel de instituții de învățământ, dar și la nivel de raion, municipiu și a numărului de elevi în clase. În unele localități cu un număr mare de elevi, preponderent urbane, au apărut dificultăți în organizarea procesului educațional din cauza claselor supra-solicitate cu elevi 25 mai mulți.
În acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în perioada imediat următoare, va iniția consultări cu autoritățile publice locale în scopul revederii districtelor școlare prin instituții pentru descărcarea celor supra-solicitate, utilizării eficiente a spațiilor, edificiilor, instituțiilor de învățământ ca sale de clasă, inclusiv ale instituțiilor unde acestea sunt folosite parțial, până la 50-60%, examinării posibilităților de deschidere a noi spații pentru activitatea de clase în noi formate. Și, în sfârșit, despre siguranța comună. Amintesc că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a inițiat formularul verde la nivel național, care este destinat cetățenilor care doresc să semnaleze anumite situații dificile în legătură cu relansarea procesului educațional în Republica Moldova. Problemele semnalate sunt analizate de specialiștii Ministerului și reacționăm în mod prompt pentru rezolvarea situațiilor concrete. De asemenea, în fiecare raion este activată linia verde telefonică, toate informațiile sunt și pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la rubrica COVID-19. Pe această cale țin să mulțumesc membrilor Grupului Național de Coordonare a Siguranței în Educație, care reprezintă o celulă de criză permanentă, înturnându-ne de câte ori e nevoie pentru a analiza diverse situații apărute în contextul funcționării eficiente a instituțiilor de învățământ în timp pandemic. Dragi elevi, voi sunteți viitorul acestei țări, de aceea vă rog părintește să vă protejați pe dumneavoastră, să vă protejați pe cei apropiați sufletului. Dragi părinți, dragi cetățeni, dragi elevi, protejați profesorii. Acum că niciodată este necesar să îi protejăm pe profesori și educatori, ați simțit în perioada dată cât de importanți sunt acești oameni, ați simțit cât de mult aveți nevoie de blândețe și de ochii dascărilor. Le este greu, recunoaștem. Profesorii și educatorii noștri se revanșează acum nu doar cu noile metode, dar și cu surminajul venit din grijă față de școală și grădiniță. În aceste condiții, munca lor a devenit și mai dificilă. Aveți grijă de sănătatea lor și vă rog să îi protejați la maxim. Vă mulțumesc! Thank you.